Liderii PSD se adună în scurt timp la sediul din Chiselev pentru a decide strategia partidului, după ce partenerii din PNL au anunțat că vor merge pe liste separate la alegeri. Surse politice susțin că și controversata limitare a plăților cash va fi reanalizată astăzi de PSD, dar mai multe informații are Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel! Bună dimineața, Luiza! Bună dimineața, Gabi! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la ora 10, cei din Partidul Social Democrat se vor reuni într-o ședință Birou Politic Național pentru a discuta pe marginea subiectelor importante. Știm că și cei din PNL au avut o astfel de întâlnire, cea de la Sinaia, în care s-au discutat strategiile pentru anul electoral 2024. Și am văzut că în urma acelei ședințe s-a luat decizia ca liberalii să meargă singuri în toate cele patru rânduri de alegeri. Așadar, în contextul în care au fost luate aceste decizii în PNL, există această ședință a celor din Partidul Social Democrat, pentru că, bineînțeles, trebuie să se gândească și cei din PSD la strategiile pe care le vor aplica pentru anul 2024, bineînțeles, pentru toate cele patru rânduri de alegeri. E important de precizat că, potrivit unor surse apropiate Partidului Social Democrat, astăzi, pe lângă strategia pentru anul electoral, se va discuta inclusiv despre limitarea plăților cash. Știm că spunea și Nicolae Ciucă, după ce a avut loc acea ședință la Sinaia, faptul că nu a susținut această metodă de a combate evaziunea fiscală, însă dorește să vadă care vor fi efectele în perioada următoare, iar mai apoi PNL ar putea să vină cu eventuale sugestii, recomandări pentru ca această inițiativă să fie modificată, bineînțeles ca ulterior ea să fie o variantă mai bună decât cea inițială. Însă vedem că această metodă de a combate, vă spuneam, evaziunea fiscală va fi discutată și aici la PSD începând cu ora 10. Așadar, așteptăm să vedem care sunt informațiile care apar, dacă liderul social-democraților Marcel Ciolacu va da declarații în această direcție, și vedem că sunt surse care spun că se va discuta intens despre alegerile de anul viitor.